Învățam împreună în dimineața aceasta însemnătatea cuvântului să îmblați cu băgare de seamă, adică să fiți prezenți, să fiți atenți, să participați acolo. Și lucrul acesta este cel mai necesar atunci când ne rugăm pentru ceva. Când cerem de la Dumnezeu un lucru, spune Mântuitorul să știi ce ceri. Trebuie să știi ce ceri. Așa că rugăciunea pe care o înalță sufletul nostru cu această ocazie este cea care a fost exprimată în programul nostru. Doamne, nu vreau nici putere, nici bogăție, nici țara promisă, nici un înger care să mă ducă în țara promisă, te vreau pe tine. Așa a spus el acum. Când sunt în prezența ta, a fost o idee inspirată de la Dumnezeu în programul vostru și ne-a mișcat sufletele și ne-a ajutat să vedem ce însemnat este lucrul acesta. Dar haideți să ne gândim la acela care nu poate să spună împreună cu noi când sunt cu tine. Deschidem lunchbox, deschidem servieta și mâncăm la școală. Am văzut scena aceasta mânca un copil la școală și celălalt se uita la el sărmanii. Și am văzut și ceva groaznic de urât, un predicator care mânca dintr-o găină și patru copii se uitau la el. Foarte urât. Psalmul 23 spune, tu mi masa în fața protivnicilor mei, dar care este obiectivul? Păi, uite, dacă, dacă ți-am întins masa și dacă este foame celui de lângă tine, împarte cu el. Și de asta spune Marcus Britstock în cartea lui, zice, eu vă invidiez pe voi creștine. Vă invidiez. Pentru că voi plini de speranță, eu sunt cu tine, vai ce, în toate împrejurările. Chiar am primit acum un mesaj de la un funeral care este în desfășurare acum și mi-a spus, zice, Dumnezeu e prezent aici, speranța e vie în sufletele noastre, și Marcus zice, și eu mă uit la voi și am sufletul pustiu și eu nu cred nimic și nu mai am nicio speranță și pur și simplu nu pot să spun împreună cu voi când sunt cu tine. Dragii mei, lucrul acesta însă nu este rezervat păcătoșilor sau amenilor de rând, ci este rezervat oricărui om. Cum bine ni s-a spus aici în cuvintele acestea, scritori mari din scripturi nu sunt scutiți de lucrul acesta. Nu, nu sunt scutiți de lucrul acesta. Așa se face că Maria și Iosif umblă prin Ierusalim trei zile, se duc la bar și caută, am pierdut băiatul. Ați pierdut băiatul? Păi ce rușine, ce fel de părinți sunteți? Iisus vorbește acum cu biserica. Poate așa ceva să pierzi băiatul, păi înțeleg să pierzi pormoneul sau celularul, păi când ai pierdut celularul, s-ar ca mușcat de șarpe, când ai pierdut telefonul. Dacă să pierzi băiatul? Da, uite, am crezut că, da, nu e aici în bar, nu-l căutam bar, că nu este. Și a plecat de la bar la mol și a căutat pe acolo și a plecat de la mol la night party și a plecat în toate locurile unde au gândit că ar putea să fie și n-a fost și până la urmă a treia zile vine o idee. Băi frate, nu cumva l-am pierdut la adunare, nu cumva acolo s-a pierdut băiatul nostru. La adunare? Nu vine să cred. Și când au ajuns la adunare, Scriptura spune, l-au găsit acolo acolo îl pierduseră. De ce te-ai purtat așa cu noi? Ei sunt Adam și Eva moderni. De ce te-ai purtat așa cu noi? Și el se uită spre ei. Eu m-am purtat cu voi sau voi v-ați purtat cu mine așa? Eu trebuie să am grijă de voi sau voi trebuia să aveți grijă de mine? Iisus întreabă biserica acum, care a pierdut copilul. A pierdut tineri, a pierdut. Întreabă, de ce te-ai purtat așa cu noi? Urmăriți cuvintele lor, nu există nicio formă de asumare a responsabilității. Niciun un cuvânt care să zică, dar poate și noi avem o contribuție. Nu, nu există așa ceva. Decât îndreaptă degetul spre el și încearcă să-i pună guilt complex pe spate lui. Tu te-ai purtat cu noi așa. Te-am căutat peste tot! Serios? M-ați căutat? Nu e rău că m-ați căutat. Dar să mă căutați peste tot? Păi știți că eu aș putea fi într-un loc ca ăsta sau ca acela? Cum de m-ați căutat în astfel de locuri? Cum de căutăm pe Isus unde nu este Isus? Unde nici n-ar trebui să visăm să gândim vreodată? te-am căutat cu îngrijorare, cu tot felul de nuanțe ale cuvântului cu spaimă, cu dureri, cu plânset, cu jale, te-am căutat, te-am căutat. Te de ce a fost nevoie să căutați în primul rând când voi trebuia să veniți direct la punct? Unde puteam eu să fiu, decât in my father's house or in my father's business? Unde puteam eu să fiu? Cum să mă căutați voi pe la bar și să mă căutați voi pe la mol și să mă căutați voi pe la... Când știați că eu nu pot să fiu acolo. Într-un singur loc s-a petrecut lucrul acesta. Drachma a fost pierdută? În casă. Ați răspuns foarte bine. Nu. Nu Drachma s-a pierdut. Nu, să. Dracma a fost pierdută. Ea nu se pierde și nici nu se găsește singură. Ea a fost pierdută. Și nu fără explicație sau din întâmplare și nu cu vreun fel de scuză. Sau... Iisus spune, nu, nu există dezvinovățire în locul acesta. A fost pierdută. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu încheie niciodată pe această notă tragică și dramatică, ci din potrivă s-au întors cu bucurie acasă însoțiți de el. Așa că acela care l-a pierdut, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, căutați-l acolo unde se poate găsi, căutați pe Domnul, el este răspunsul tuturor problemelor. Ce pastile să luăm de, de, stres, de anxietate, de ce pastile să luăm? Nu, no, nu, no, nu, no, este e cineva pe care îl căutați, vă, nu ceva. Acolo este și mulțumim lui Dumnezeu întoarcerea, regăsirea a fost mult mai puternică decât însăși găsirea. Nu știm ce înseamnă aceasta ca familie. Trei dintre fetele noastre, pe vremea când dispăreau copii în România, că pentru organe, pentru tot felul de nenorocini, de neimaginat, dispăreau copiii în România, ne-au dispărut trei copii odată, în câteva momente ne-au dispărut fetele și soția pregătea masa și au pierit. Și gata, scenariu, minte, au oprit mașina, le-a luat cu brațul, le aruncat acolo, au fugit țipă, sărmanele, cine știe pe unde. Ce am simțit noi în momentul acela? Ce pierdere cumplită, dacă, dacă ați fi ascultat regnetele noastre prin grădina cu meri după numele lor, dacă ați fi ascultat lucrul ăsta. Cum de n-am fost atenți în fiecare clipă, cum de le-am pierdut? Le-am pierdut. Și după multă căutare am descoperit că ele erau la 2-3 metri de noi, ascunse într-o cameră și se lucra, lucrau cu gheme. Toate trei erau acolo, lucrau cu gheme de diferite culori. Dar când am întrebat de ce n-ați răspuns când am țipat noi după voi, ele erau mult preocupate. Dar nu aceasta era întrebarea de ce n-ați răspuns voi, ci de ce n-am fost noi atenți în fiecare clipă asupra voastră astfel că prezența lui Dumnezeu este și rămâne cel mai prețios dar. Și dacă cineva ar putea spune astăzi, eu nu sunt cu tine, simt că nu sunt cu tine, simt că s-a întâmplat ceva, simt că s-a ridicat un zid de despărțire între mine și tine, dacă cineva trăiește această experiență, invitația Domnului Hristos este, caută-mă! Și promit că mă vei găsi. Amin.